Umbrella Corporation este cea mai mare entitate comercială din Statele Unite. Compania este de asemenea implicată în tehnologie militară, experimentarea genetică și armele virale. Într-o zi, un hoț încearcă să fure un virus modificat genetic și sparge prubeta, contaminând întreaga unitate. Structura este controlată de o inteligență artificială, Regina Roșie, care activează protocolul de urgență atunci când detectează contaminarea. Angajații constată că nu pot ieși pentru că toate ușile au fost închise. Regina Roșie liberează un gaz mortal pentru a ucide pe oricine crede că este infectat. Apoi unul dintre lifturi se prăbușește, în timp ce altul se oprește la timp. Angajații reușesc să deschidă ușile, dar când vede o femeie, Regina Roșie repornește liftul pentru a ucide. Într-o vilă, Alice se trezește într-o baie luxoasă, dar fără memorie. Singurul lucru de care își amintește este că a leșinat în timp ce își făcea un duș. După ce s-a îmbrăcat, cercetează camera și găsește un mesaj pe o foaie, dar apoi își dă seama că nu este scrisul ei. Apoi găsește un sertar plin cu arme și o fotografie a nunții sale cu un bărbat pe care nu le recunoaște. Deodată, ea aude un zgomot și iese să se investigheze, dar este dus înapoi înăuntru de Matt. În acel moment, forțele militare intră în casă pentru a-l aresta pe Matt, pentru că s-a prefăcut a fi un polițist, dar nu-i găsesc numele în sistem. Liderul, James, o numește pe Alice soldat și îi cere raportul, dar ea nu știe despre ce vorbește. Apoi, echipa deschide o ușă secretă, arătând trenul care îi va duce la un laborator. Reina repară sistemul, apoi când toată lumea este înăuntru, verifică ușa închisă și îl găsește pe Spence inconștient. Alice vede că este băiatul din imagine și văzându-l o face să-și amintească ziua nunții. Când își verifică verigheta, ea descoperă că pe ea este gravat proprietatea Umbrella Corporation. Echipa îl trezește apoi pe Spence, dar nici el nu-și amintește nimic. La scurt timp, trenul duce grupul la Hive. James îi spune lui Alice că toți lucrează pentru Umbrella Corporation și că vila este o intrare de urgență în Hive. Spence și Alice sunt agenți care au grijă să protejeze intrarea, iar căsătoria lor este falsă și este folosită pentru a păstra secretul. Sistemul casei a eliberat un gaz nervin, dar nu știu cât timp vor dura efectele secundare. Echipa folosește unelte speciale pentru a deschide ușa de urgență și a intra în Hive, neștiind că Regina Roșie îi urmărește. Urcând scările, echipa descoperă că niște rezervoare din laborator inundă locul, așa că trebuie să găsească o cale alternativă pentru a ajunge la sistemul principal. James spune că Regina Roșie a ucis pe toată lumea dinăuntru, dar ei nu știu de ce, așa că Umbrella Corporation i-a trimis acolo ca să o dezactiveze. Deodată găsesc un cadavru care plutește într-un rezervor și Matt spune că aude zgomote ciudate din găurile de ventilație. Spence vede că lui Alice este frig și îi dă jacheta lui. Echipa continuă să meargă, dar pe măsură ce pleacă, femeia din rezervor se trezește. Apoi echipa ajunge într-o cameră, numită sala de mese pe hartă, și descoperă aparate misterioase. Matt spune că Umbrella ascunde multe secrete. În timp ce unii agenți stau cu Matt în cameră, ceilalți ajung la biroul din afara camerei Reginei Roșii. Chad folosește un computer pentru a stinge sistemul de apărare și deschide ușa. James și câțiva agenți duc în cameră o bombă electrică pentru a închide sistemul, dar brusc ușile se închid. Regina activează laserele, ucigându-i pe toți de pe coridor. Chad reușește să dezactiveze sistemul de apărare și insistă până termină treaba. Alice îl ajută să transporte explozivi în cameră, unde Regina Roșie apare ca o reprezentare holografică a ficei șefului, pentru a-i opri. Chad o ignoră și activează explozivul, oprind atât Regina, cât și curentul principal. Un sistem de rezervă aprinde din nou curentul, deschizând toate ușile. Chad încearcă să repornească Regina, în timp ce Matt, Rain și JD aud zgomote în cameră. Rain investighează și găsește un supraviețuitor, care o atacă și o mușcă de mână. JD o împușcă în picioare și în brațe, dar nu se întâmplă nimic, așa că Rain o împușcă în cap pentru a ucide. Scapă cheile și când Matt le ia, vede sânge pe jos, care s-a coagulat. Sângele este așa doar atunci când o persoană este moartă. Asta înseamnă că era un zombie. Echipa nu are timp să se gândească ce să facă, pentru că toți angajații, acum zombie, îi urmăresc. Agenții încep să tragă în ei, dar un glonț lovește una dintre aparatele ciudate și o face să explodeze. Explozia amintește lui Alice de o întâlnire pe care a avut-o cu Liza, în care acestea a promis accesul la virus. Între timp, Matt scapă cheile într-o gaură de pe jos, așa că se târăște sub o masă și lovește un zombie, în timp ce încearcă să ia cheile. Apoi Alice îl ia. Agenții rămân fără muniție, așa că JD folosește un cod special pentru a deschide ușa și a scăpa. Dar coridorul este plin de zombie care îl iau să-l omoare, dar Rain îl ajută. Între timp, un monstru numit Licker iese dintr-un aparat. Alice începe să caute o ieșire și îl pierde pe Matt. Apoi găsește laboratoarele și vede o grămadă de cuși găurite. Descoperă că până și câinii au devenit zombie și vor să o atace. Ea se ascunde într-un birou și este atacată de un zombie uman, dar reușește să-l bată ușor, așa că își amintește de pregătirea ei, pentru că și ea este agent. Alice ia apoi pistolul și merge după câini. Ea împușcă pe toți până când rămâne fără muniție, dar mai a rămas un câine, așa că lovește cu piciorul. Între timp, Matt caută biroul Lizei. Un zombie îl sperie atunci când începe să lovească ferestrele, dar Matt îl ignoră și se uită prin fișiere. În acel moment, Liza sosește și Matt se apropie de ea pentru a vorbi, dar descoperă că și ea este un zombie. Liza încearcă să-l atace, dar Alice sosește și o lovește pe la spate. Alice își amintește apoi că i-a oferit virusul și codurile de acces, în schimbul la ceva de care nu-și amintește. Matt explică că Liza este sora lui și că el nu este polițist. A avut o carte de identitate falsă pentru a intra în laborator.
Ei știau că Umbrella Corporation efectuează cercetări virale și genetice ilegale și au vrut să le dezvăluie presei. Matt spune că a fost înșelată și Ellie se întreabă dacă i-a înșelat-o, dar nu-i spune lui Matt că ea a fost persoana cu care a vorbit. Apoi fug în camera reginei, unde se ascund agenții, închizând ușa înainte ca zombii să ajungă la ei. Spence sugerează să aștepte acolo până sosesc ajutoarele, dar asta nu se poate, pentru că ușile prin care au intrat se închid după oră, așa că trebuie să iasă înainte de expirarea timpului, pentru că prioritatea este să țină virusul înăuntru. Alice spune că trebuie să pornească Regina Roșie din nou, pentru că este singura care știe cum să iasă. Regina Roșie ia legătura cu ei și spune că virusul ți-a fost creat în scopuri militare și poate reanima cadavre cu un mic impuls electric la creier. Singura modalitate de a ucide un zombie este să le distrugi creierul. Virusul T poate fi transmis prin sânge, ceea ce înseamnă că și o zgârietură este suficientă pentru a deveni un zombie. Regina Roșie spune că Rain este infectată și nu vrea să o lase să plece, dar Alice amenință că o va opri dacă nu ajută. Regina îi arată apoi ușa ascunsă. După câteva minute, Spence crede că nu duce nicăieri, dar Rain îi reamintește că este singura cale. Dintr-o dată vine un grup de zombie și Alice se luptă cu ei, în timp ce restul grupului încearcă să scape. Rain se blochează când îl vede pe JD, dar descoperă că și el este un zombie și o mușcă, așa că Rain trebuie să-l împuște. Alice o verifică pe Rain, dar jură că este bine. Grupul caută o ieșire în timp ce zombie încearcă să ajungă la ei. Rain, Matt și Spence ajung în siguranță într-un tunel, dar când Chad și Alice sunt pe cale să treacă prin el, conductea se rupe. Alice sare și Matt o apucă la timp, dar Chad cade, în timp ce Alice împușcă niște zombie pentru a-i oferi șansa să se cațere pe altă conductă, dar salvarea lui este prea periculoasă. Chad îi spune să plece fără el și după ce grupul pleacă, se gândește să-și ia viața, dar se răzgândește și împușcă un zombie, spunându-le că vor trebui să lupte pentru masă și apoi pleacă. La scurt timp după, grupul ajunge la un laborator și ajută pe Rain să meargă, dar începe să vomite. Alice își amintește atunci un lucru foarte important, și anume că oamenii de știință au creat virusul, dar și un antidot. Îi spune lui Matt că știe totul, pentru că era pe cale să fure virusul și a fost contactul Lizei, dar el nu știe dacă a trădat-o. Alice caută antidotul, dar toate containerele sunt goale și memoria lui Spence revine. El o spiona pe Alice în timp ce vorbea cu Liza și a descoperit că era pe cale să trădeze Umbrella. În timp ce Alice dormea, a intrat în laborator pentru a fura atât virusul, cât și antidotul și a fost cel care a spart probeta. În prezent, Alice vede că Spence se comportă ciudat și devine suspicios, mai ales când vede o armă pe o masă. Spence o ia și o îndreaptă spre grup, în timp ce o roagă pe Alice să meargă cu el. El îi spune că a vrut să vândă virusul și antidotul pentru a deveni bogat, dar ea spune că a vrut doar să-l fure pentru a opri Umbrella. Spence mărturisește apoi că a ascuns virusul și antidotul în tren. Deodată, un zombie îl mușcă, dar îl ucide, apoi părăsește laboratorul și încuie ușa. În acel moment, Regina Roșie ia legătura cu ei și le spune că deja s-a ocupat de toate. El se întoarce în tren și găsește cutia pe care a ascuns-o, dar când este pe cale să se injecteze cu antidotul, este găsit de Licker, care îl ucide. Regina Roșie îl arată pe ecranul laboratorului și explică că Licker a fost unul dintre primele experimentele companiei. Licker se va schimba și va deveni mai puternic. Regina Roșie le dă codul pentru a deschide ușa, dar îi va lăsa să iasă numai dacă a ucid pe Rain, deoarece a fost infectată de prea mult timp și antidotul va fi inutil. Rain îi cere lui Alice să o facă, mai ales când Licker ajunge la ei și lovește geamul, dar Alice ia un topor de pe perete și distruge ecranul pe care Regina Roșie îl folosea pentru a vorbi cu ei. Deodată, curentul se stinge și ușa laboratorului se deschide. Apare Chad, care a oprit Regina așa cum a promis. În acel moment Licker sparge geamul și grupul fuge pentru a se întoarce în tren. Când Alice se apropie de corpul lui Spence, acesta se trezește ca un zombie și încearcă să o atace, dar Alice îl ucide. Grupul pleacă, iar lui Chad și Rain li se administrează o injecție cu antidotul. Rain îi dă lui Alice ceasul ei, ceea ce indică faptul că au mai puțin de 10 minute să părăsească locul, înainte de a leșina. Pentru o clipă, Alice crede că Rain a murit și a pistolul în cască se transformă, dar Rain deschide ochii din nou și spune că este bine. Deodată Licker atacă trenul și încearcă să intre. Reușește să-l zgârie pe Matt, apoi rupe ușa exterioară a camerei de control pentru a-l ucide pe Chad. Matt închide ușa, dar Licker ajunge în spatele trenului și rupe ultima ușă pentru a intra. Alice îl împușcă dar în zadar și Licker o prinde cu limba în timp ce Matt lovește cu o grămadă de țevi. Dar asta nu este suficient, așa că Alice folosește țeava pentru a înjunghia limba Lickerului. În acel moment, Rain se transformă într-un zombie și îl atacă pe Matt. Matt o împinge și o împușcă în cap, așa că deschide podeaua pentru a arunca Lickerul pe șine, făcându-l să ia foc. Alice ia apoi cutia cu antidotul și părăsește trenul cu Matt, ajungând la vilă chiar înainte ca să se închidă ușile. Ea se simte vinovată că și-a dezamăgit prietenii, dar Matt îi spune că nu este vina ei. El începe să simtă multă durere din cauza rănii. Ea se pregătește să-i dea antidotul, dar un grup de oameni de știință Umbrella sosește brusc. Matt începe să se transforme, dar oamenii le-au pentru a-l folosi în experimentul Nemesis. Alice încearcă să lupte, dar este doborâtă și trimisă în carantină. Ea este dusă la spitalul din Raccoon City, în timp ce o voce anunță că redeschide laboratorul pentru a investiga ce s-a întâmplat. Puțin mai târziu, ea se trezește legată de un pat. După ce și-a smuls firele din corp, ea strigă după ajutor, dar nimeni nu răspunde. Camerele de securitate sunt aprinse, dar se vede doar o umbră. Alice folosește o seringă pentru a deschide ușa electronică și iese din cameră. Apoi vede că spitalul este
este gol. Când ea pleacă, descoperă că Raccoon City a devenit un pustiu apocaliptic. Ziarele anunță că zombii sunt liberi, așa că Alice o pușcă dintr-o mașină de poliție, gata să supraviețuiască următoarei aventuri. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri ca acesta, activați notificările și lăsați un like pentru a ajuta canalul să crească. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!